logodnica lui Culiță Sterp, prima reacție după accidentul grav produs de artist. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul este bine. Partenera de viață a lui Culiță Sterp a avut o primă reacție. După ce artistul a fost implicat într-un accident rutier în Cluj-Napoca miercuri spre joi noapte. În timp ce se întorcea de a filmările noului său clip familia Sterp trece printr-o perioadă foarte delicată în aceste momente după ce culiță Sterp a provocat un accident rutier, circulând nereglementar. Din fericire, mesajul transmis de logodnica artistului confirmă și imaginile care au apărut în spațiul public la puțin timp de la producerea accidentului. Culiță Sterp este în afara oricărui pericol. Cu numai câteva minute în urmă partenera lui Culiță Sterp a scris în mediul online un mesaj prin care își asigură admiratorii de faptul că artistul se simte foarte bine din punct de vedere fizic și că, de asemenea, familia ei este din nou încercată de evenimente nefericite. Mama copilului lui Culiță a vrut să atragă atenția celor care comentează negativ și care aleg să arunce cu noroi spre logodnicul său în mod nejustificat menționând ca mai întâi să arunce o privire la propria viață. Culiță este bine, sănătos. Le mulțumesc oamenilor care chiar sunt alături de familia noastră, care știu prin ce perioadă stresantă trec cu noul brand care trebuia să fie una mai frumoasă. Dar Dumnezeu știe ce lecții avem de învățat și de ce ne pune la încercare îi mai mulțumesc lui Dumnezeu că totul este bine. Lucrurile materiale oricum nu au contat și nu vor conta vreodată pentru noi. Iar pentru cei care comentează aiurea, speculează și aruncă cu hate, mai uitați-vă și la viața voastră. O a chiar perfectă și sunteți îndreptățiți doar să comentați pe altora, a scris partenera lui Culiță Sterp în mediul online. Cum a avut loc accidentul rutier? Imaginile care au apărut în spațiul public în urma accidentului au demonstrat faptul că Culiță Sterp este cel care a circulat nereglementar, după ce a ales să treacă pe roșu și astfel. Să nu ofere prioritate celorlalte mașini. În accident au fost implicați artistul și un alt bărbat în vârstă de 32 de ani, șoferul un autoturism Dacia Locan care a fost transportat la spital în stare conștientă pentru îngrijire de specialitate.